Binecuvântat să fie Domnul nostru care vine. Dragii mei, vă rog să deschideți împreună cu mine Scripturile la cartea 1 Samuel, capitolul 8, pagina 297. Aici avem prezentată dorința poporului de a avea un împărat, discuția ce au avut-o cu Solomon, și am pe inimă să facem o comparație între dorința evreilor de a avea un împărat și dorința tinerilor de a se căsători. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Fiii lui Samuel n-au cărcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptate. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale, acum pun un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Motive exprimate de tineri, raționale, juste în parte, în parte subiective, se căsătorească. Sus tată și mamă, voi nu vedeți că sunteți bătrâni? De acum nu ne mai vedem locul la voi în casă, voi sunteți generația voastră, noi a noastră, ba pe deasupra cei ce ar fi o generație cu noi, uite, Ioel și cu Abia, ăștia ne mai nedreptățesc, pe lângă la a nu-ți mai vei vedea locul bine în casă sau o socotică, nu mai ești dependent de părinți, ești cu ale tale, mai este poate pe acolo și vreun cumnat sau vreun cumnată, vreun frate sau vreo soră, care oarecum te nedreptățește. Pe lângă astea, scrie aici că au dorit împărat, fiindcă așa au și celelalte neamuri. Și când vezi colegii de-a tale, 4-5 s-au căsătorit, una, două au prieteni și tu n-ai. Pune un împărat peste noi cum au și celelalte popoare. Adică vrei să fii în rând cu ceilalți, să păstrezi cadența. Este scris în versetul 6 că Samuel, în imaginea părintelui duhovnicesc, înțelept, s-a părut lui că nu-i legitimă și nu-i sănătoasă cererea. Cum poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră la unii, când vă văd părinți inclinația să vă spună nu văd bine atitudinea ta, nu-s de acord, la unii se le spună nu-i vremea sau trebuie să te rogi și lucrarea asta să vină de la Domnul, dorința asta a ta s-ar putea să fie ispititoare și să calci pe o pantă greșită. Ce a făcut Samuel? Asta au de făcut și părinții, să se roage Domnului, să discute cu Domnul, prezentând situația din familie. Tot ca și o motivație în a justifica cererea de căsătorie, comparativ cu a evreilor de a avea un împărat, vă citesc ce scrie de la versetul 20. Ca să fim și noi ca toate neamurile, împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războiile noastre. Adică tinerii sunt ispitiți să ia aspectele bune din familie. Zice, am văzut pe cutare, am mers, știu eu, în vacanță, s-au dus, eu n-am avut cu cine, uite, am văzut pe cutare, căsătorit, căsătorită, e la casa lor, eu, uite, dau bani numai aici în familie, eu n-am și eu casa mea, n-am nici cu cine să ies, nici la sărbătoare, n-are nici cine să mă ajute la necas. Au zis evrei, vine un război sau e o altă zi specială de sărbătoare și noi nu avem ca alții. Pe lângă acestea și altele se pot constitui în atracții sau în motivații să dorești neapărat să te căsătorești. Știți că și Apostolul Pavel zice, în 1 Corinteni 7:36, unii zic, da, dacă trece vremea, ba mai întâlnești vreo soră care, vreun frate, care te și cataloghează la știu ce categorie după vârsta ce o ai și spune ce canoane trebuie să urmezi. Și toate astea oarecum te împing să vrei chiar să te rogi, să discuți despre asta, să spui părinților sau cel puțin prietenilor. Vă rog să rețineți, Domnul a analizat situația și a dat seama că poporul e pornit și i-a zis lui Samuel, ăștia vor să o facă.
E bine să le pui în față dreptul împăratului. Și eu acum să vă amintesc tributul căsătoriei. Știți că Apostolul Pavel zice despre niște necazuri pe care în dreptul unora ar putea fi amânate sau unii ar putea fi scutiți de un set de necazuri căsătorindu-se rău, că sunt ele și alte încercări ale vieții, dar nu poți pune în aceeași categorie necazurile unuia care neapărat a vrut să se căsătorească cu unuia care s-a căsătorit de la Domnul citire și are și el de trecut înspre împărăția lui Dumnezeu prin anumite necazuri. Iată, din drepturile împăratului, ce comparație am extras pentru viața de familie. Scrie aici de la versetul 11, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. Iată dreptul soțului, în a cărui nume vei trece. Sau al soției pe care o vei trece pe numele tău. Va lua din fiii voștri și va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste 1000, căpetenii peste 50. Copiii îți vor fi tributar celui care te căsătorești, tributar genetic, tributar educațional, tributar voințelor lui. Deci când te gândești la un partener, nu te gândi doar că știu eu are salar bun sau este frumos, că să admitem că vor moșteni și frumusețea copiii, dar vor moșteni și toate slăbiciunile lui dacă le are. Cum spunea un biet bărbat, supărat după ce s-a divorțat de femeie, câțiva copii, frate, nu mai vreau să știu de ea. Și a zis, copiii unde sunt? Păi copiii sunt ai mei, nu poți, le sunt tată. La nevastă poți renunța, la copii nu poți să schimbi funcția de tată. Că vrei, că nu vrei. Și i-am zis, păi dumneata tot n-ai scăpat, de acum n-am scăpat, că nu mai stau cu ea. O ai în copii, în câteva copii. Și a zis, drept că seamănă pe ea. Păi foarte drept. Deci trebuie să te gândești că ești tributar celuilalt, fiindcă el va învăța copiii, vor semăna pe el, vor fi într-un fel sau altul, nu numai ca el, și ca neamul lui. Că asta este regula biologică și spirituală. Și n-ai cum să scapi. Deci el va lua copiii tăi și îi va folosi la... Sau în primul rând vor fi și ai lui, ca să aibă drept asupra lor. O altă comparație pe care o extrag de aici... Scrie de la versetul 13, va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine, va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre, din măslinile voastre și o va da slujitorilor lui. O va da famenilor și slujitorilor lui. Nu uitați! Orice om are prietenii lui care îți vor intra în casă. Și din munca ta și din dreptul tău, tu împarți nu numai cu el, și cu întreg anturajul lui, cu tot neamul lui, cu tot ceea ce este el în ansamblu. Apoi le spune aici de la versetul 17, va lua zecioală din oile voastre și voi înși vă veți fi slugile lui. Evrei aveau o zecioală pe care trebuiau să o dea la templu. Vreți împărat? Încă o zecioală, diferită de cea din tâi, care de acum merge la împărat. Deci nu te uita numai că împăratul iese cu tine și ești împărăteasă. Uite-te și la cotizație și la toate serviciile care decurg de aici și la toate implicațiile acestei lucrări. Căci dacă este din dorința ta o căsătorie, va fi stil Saul. Știți, avea două calități. Înalt și frumos. Astea rămân. Dar celelalte toate se vor răsprânge asupra vieții de familie. Vreau să înțelegi și ceea ce scrie în cartea profetului Osea, capitolul 13, versetul 10. Unde este împăratul tău? Tu ziceai, dă-mi un împărat. Ți-am dat un împărat în mânia mea. Vă rog să rețineți. Cuvântul acesta nu-l dă Domnul numai așa să fie făcută slujba. Stai o atenționare în general pentru toți, dar pentru unii în vremea aceasta.
Nu-i tot una să te căsătorești la vreme și cu voia Domnului sau să te căsătorești, fiindcă vrei să te căsătorești, să stârnești mânia Domnului și să-ți dea Domnul un soț sau o soție în mânia Lui. Mă întorc la 1 Samuel și iată ce vă citesc din capitolul 12, dar mai întâi din 10. Știți, și acum vă rog să fiți atenți că aici am vrut să vă aduc. Noi suntem penticostali și noi obișnuim să cerem un cuvânt de la Domnul, o profeție. Știi că poți să ai un cuvânt profetic să te căsătorești, dar să-ți vorbească Domnul în mânia Lui? Și n-ar fi indicat să-L iei ca un cuvânt care vine întru totul de la Domnul? De regulă, acele profeții în care Domnul spune cu avertizare, dacă vei face așa și vei fi atent, vei fi păzit, adică va fi bine de tine. Dar dacă nu, de regulă acolo, și acum atenție, zice Pavel în Corinteni 14:27, pare mi se. Când este o prorocie, ceilalți să judece, oare nu e o prorocie rostită de Domnul în mânia Lui? Doar îngăduit că Dumnezeu ți-a văzut pornirea și îți poate da un cuvânt profetic. Vă voi aduce și alte argumente. Aici a fost o descoperire, a tras la sorți și a ieșit că ăsta-i. Și scrie în 1 Samuel 10, de la versetul 24, Samuel ăsta întregului popor, uite-l, și tot poporul a zis, trăiască împăratul. Uite așa să apar cu el aici în față sau cu ea și noi să spunem, Domnul să-i binecuvinteze. Scrie în continuare aici, Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul împărăției. Iată ce implică asta și respectiv căsătoria. L-a scris într-o carte, apoi a dat drumul întregului popor, trimițând pe fiecare acasă. Și nu ți-aș dori să te duci acasă cu o carte din asta scrisă, cu prescripțiile împăratului. Pentru că, mă întorc acum la capitolul 8, scrie aici de la versetul 19, poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel, nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi. Dacă vrei neapărat, Domnul îți va vorbi că ai libertatea să o faci. Această comparație se poate potrivi și la alte lucruri, dar noi vorbim acum despre căsătorie. Domnul îți dă libertatea să o faci. Nu mai ține minte ce scrie aici. Versetul 18. Și atunci, când vei vedea cât te costă, vei striga împotriva împăratului vostru și vei spune, bărbate, femei, nu-s mulțumit de tine, probleme pe care îl veți alege, dar Domnul nu vă va asculta. Înțelegeți de ce Dumnezeu a tărăgânat atât de mult povestea cu Saul? Și n-au scăpat repede de el? După spusele lui Pavel din Noul Testament, 40 de ani, iarăși comparabil cu o viață de familie. Și strigi după 10 ani, și strigi după 20 de ani, Doamne, dar nu scap! V-am spus că nu vă ascult. Dar, Doamne, Tu ne-ai vorbit. V-am vorbit în mânia mea că ați vrut așa. Iată ce scrie și în capitolul 12, în întărirea aceleiași idei, unde apar acei dacă, prorocie, dar trebuie judecată. 1 Samuel 12, de la versetul 14, dar dacă, după ce spune în 13, iată dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut, iată că Domnul a pus un împărat, vedeți ordinea, l-ați ales, l-ați cerut și Domnul l-a pus peste voi. Dacă veți teme de Domnul, pentru că sunt și situații, dar foarte puține, când unii se căsătoresc așa în pornirea lor firească, dar bagă de seamă și se pocăiesc. Astea sunt rarități. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul Lui, dacă nu veți împotrivi cuvântul lui Domnul și vă alipiți de Domnul Dumnezeu vostru, atât voi cât și împăratul, deci atât bărbatul cât și femeia, va fi bine. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și veți împotrivi cuvântul lui Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră. Și apoi le dă un semn, versetul 17. Nu suntem noi la seceratul grânelor, când nu era timp pentru ploi. Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut un împărat pentru voi. Samuel
a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Și tot poporul a zis lui Samuel, rogă-te Domnului ca să nu murim, că la toate păcatele noastre, rețineți ideea asta, la toate păcatele noastre am adăugat unul, că dacă nu erau alea, nu se adăuga ăsta. V-am spus că vă amintesc și alte exemple. Fără să mai citim, vi le spun pe scurt. 1 Împărați 22 este chemat la împărații Ahab și Iosafat, Mica. Și este întrebat, să mă sui, să mă duc? Du-te! Și apoi Ahab zice, de câte ori să te pun să juri? Ei, dacă vrei să știi, Domnul în mânia lui a îngăduit să fi trimis. De fapt, a fost o ședință și au zis în cer, Ahab ăsta trebuie să moară. Cuvânt rostit de Domnul în mânia lui. Alt cuvânt, cartea Numeri. Spune Scriptura despre Balaam, el însuși proroc. Pentru că își cunosc un caz din țară, când unui frate de vreo 50 de ani a murit soția, proroc bun. Și după ce a stat câțiva ani văduv, s-a recăsătorit și cea de-a doua soție nu i-a mai permis să meargă în misiune, să slujească și are probleme. Și cineva și-a luat îndrăzneala și le-a întrebat, frate, dar dumneata cu descoperiri că te-a folosit Domnul să dai lumină pentru alții, n-ai avut lumină pentru dumneata? N-ai avut niciun cuvânt? A zis, ba da, mie personal mi-a vorbit Domnul, dar cum ți-a vorbit? Dacă vrei să o iei, eu te las. Și acum zice, înțeleg că dacă aș fi întrebat altfel, altfel mi-ar fi spus Domnul. Dar văzându-mi înclinația inimii, mi-a dat drumul. Scrie aici, în Numeri, capitolul 22, că Domnul i-a zis mai întâi lui Balaam, vă citesc de la versetul 12, Dumnezeu lui Balaam, să nu te duci cu ei. Balaam s-a sculat dimineața și a zis, duceți-vă înapoi, Domnul nu vrea să mă lase să merg. Aceștia vin înapoi, cum știți relatarea, și apoi scrie de la versetul 20, Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, și așa se mărită uneori câte o fată. Tot insistă, cunosc un caz, 5 ani a stat de capul ei. Până la urmă, au fost și prorocii, au fost și de toate. Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme și ei insistă, și oarecum tu te gândești la banii lor, afiindcă așa stau lucrurile, scoală-te și du-te cu ei. Dar, mare băgare de seamă, dar au rezistat Balaam? Nu a rezistat. Știți că Domnul mânia lui a trimis un înger să-l lovească? Prorocii făcute în mânia Domnului, văzând înclinația unui om. Pentru că astfel de situații se pot derula. Neînțelegându-le, putem face greșeli. Domnul să ne păzească familiile și să fie călăuzite de Domnul la vremea căsătoriei. Pentru că a venit și vremea să fie pus David. Cu plâns, cu rugăciune, stătea bătrânul Samuel înaintea Domnului și a venit ziua când Domnul i-a zis, du-te în casa lui Isai. Și acolo voi alege un om și Domnul l-a rânduit. Pentru că Domnul, vine vremea când are pentru fiecare toate cele rânduite. Dar dacă noi o luăm înaintea Domnului, s-ar putea să nu mai beneficiem de farul Domnului. Acum deschideți cu mine la Ieremia 42, vreau să spun ceva pentru familii. Și apoi o să le legăm pe astea împreună, să nu se piardă. Ieremia 42. Aici situația ne prezintă niște oameni căsătoriți, rămași în țară după prăpădul făcut de babilonieni și distrugerea Ierusalimului și a templului. Toate căpetenile oștirii, aș spune eu, iar făcând comparații, oameni, bărbați de slujbă, predicatori, poate. Și tot poporul. De la cel mai mic până la cel mai mare au înaintat, s-au zis prorocul Ieremia, fie bine primită înaintea Domnului rugămintea noastră, înaintea ta, deci ca să mergi înaintea Domnului, mijlocește pentru noi la Domnul, pentru toți cei ce au mai rămas, că ceream mulți, dar a mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuși cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeu tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Pentru că nu-i normal ca o familie să iau o decizie din asta, să te muți dintr-o țară într-alta, să faci anumite lucruri din astea cu greutate, cu implicații. Acum,
când se mută o familie dintre noi, n-are atâta greutate cât ar fi fost pentru evrei, că și cu ei avea Dumnezeu ceva legat de un loc anume, de Canaan, dar ne folosim de exemplul lor. Deci, până aici, o cerere bună, sănătoasă, să întrebăm pe Domnul, printr-un proroc sănătos, ce-i de făcut. Iată angajamentul lor în următoarele două versete. Versetul 4 zice, am auzit, iată mă voi ruga Domnului, și apoi scrie de la versetul 5, Domnul să fie martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce-ți va porunci Domnul Dumnezeu tău să ne spui, fie bine, fie rău. Asta nu înseamnă că Domnul poate spune și rău, adică fie bine pentru noi, adică așa cum ne convine, fie cum nu ne convine, fie rău. Noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimite ca să fim fericiți. Știau e regulă, că dacă asculți, asta spune clar, de repetate ori în Deuteronom, ascultați să fiți fericiți. Ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru, după 10 zile, Domnul dă un mesaj profetic clar, fără ambiguități, spune-le să nu plece din țară. Vă citesc doar pe scurt versetul 19, rămășiți ale lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt. Băgați de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi, că își vă însela singur dacă m-ați trimis să întreb pe Domnul și acum nu țineți cont de asta. Parcă anticipa, Duhul profetic îi spunea că ei nu vor să primească mesajul. Iată răspunsul lor și atitudinea în capitolul 43 de la versetul 1. Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, câțiva dintre ei au zis, scrie în versetul 2, minți. Nu Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc, fiul Neria, te-a țâță împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor și să ne omoare sau să ne ducă robi în Babilon. Iată argumentația lor. Deci ei erau porniți să meargă spre Egipt, dar mai se gândeau, oare de ce, că dacă vor rămâne acolo în țară, în mod special în urma ceea ce s-a întâmplat când a fost omorâtă conducerea lăsată de babilonieni pe Gedalia, vin babilonienii peste noi și aici o ducem rău. Noi ne-am gândit că e mai bine în Egipt. Acum cum rămâne? Cum v-ați gândit voi sau cum m-a spus Domnul? Inima, zice tot Ieremia, e nespus de rea și înșelătoare. Și multe căi, zice înțeleptul, și repetă în proverbe, pot să pară omului bun, dar la urmă se văd foarte catastrofale. Ei s-au răzvrătit, ba încă l-au luat și pe el drept ostatic, sau cum să scuze de Asila, pe el și pe Baruc și pe alții, și-au plecat spre Egipt. Ce trist! Oarecum diferă cazul de cel din Samuel. Acolo Domnul le-a vorbit după inima lor. Aici nu le-a vorbit după inima lor. Aici Domnul le-a spus un adevăr care trebuia împlinit. Dar ei tot după inima lor s-au dus. N-or ținut cont de mesajul profetic. Oare și în cazul lui Samuel ar fi fost așa, chiar de nu-l zicea Domnul până la urmă tot vreau eu un împărat. Nu știu exact. Iată ce le spune Ieremia în capitolul 44, mustrându-i, și dând niște explicații care ne sunt utile nouă. Versetul 3, vorbind despre întreg Israelul. Din pricina răutății cu care au lucrat ca să mă mânie, ducându-se să slujească altor dumnezei, de aceea am adus nenorocirea. Versetul 5 și 4, v-am trimis într-una peste toți slujitorii mei proroși să vă spună, nu faceți aceste urăciuni pe care le urăsc. Dar ei n-au vrut să asculte sau n-au luat aminte. Nu s-au întors de la răutatea lor, n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei. Versetul 7. Așa vorbește Domnul, pentru ce vă faceți voi singuri un rău atât de mare? Iată expresia care le-o spusese Samuel la tinerii aceia, am zice noi. Vedeți ce rău ați făcut? Și acum le spune, voi de ce vreți să faceți tot o rău atât de mare? Domnul v-a spus ce e bine și voi aduceți răul peste capul vostru. Neapărat vreți să faceți cum sunteți porniți. De ce oare? V-am zis să nu uitați versetul din 1 Samuel. A zis, la toate păcatele noastre am adăugat și pe ăsta. Că oamenii care au păcate în viața lor, nu pricep glasul Domnului și de le vorbește clar, sau Domnul trimite un mesaj ca să rămână încurcați.
Pentru că spune Scriptura în Cartea Psalmilor, atenție la ceea ce vă citesc, din Psalmul 97, versetul 11, lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inima curată. Dar cât despre ceilalți, n-are Domnul lumină pentru ei, sau și de o prinde, ei nu văd, spunea Domnul, și asta e reluat din Isaia 29, că unii sunt fie în fața unei cărți pecetluite, fie cartea deschisă, dar nu știu citi. Ambele variante sunt nefaste. Mai găsesc o explicație aici în Ieremia 44, cum v-am spus. Scrie aici de la versetul 15, asta e pentru familie, v-am zis. Toți bărbații care știau că nevestelor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo au zis, nu te vom asculta în nimic din ce ne-ai spus în numele Domnului. Deci erau niște familii unde se tolera păcatul. Pentru că ziceau femeile, aici scrie de la versetul 19, de altfel când aducem tămâie împărăteseii cerurilor, crezi că fără voia bărbaților noștri facem asta? Deci în familie unde și bărbatul păcătuiește, sau și femeia, și ei știu asta. Adică unul minte, celălalt se bucură că ia banii, unul se ceartă, celălalt îl ascunde, care și el alte probleme. Ăștia să nu se aștepte să fie luminați de Domnul, eventual încurcați. Sau și dacă Domnul aprinde o lumină, că se găsește acolo un proroc care insistă 10 zile, ei nu pricep mesajul. Ba încă cu aceștia se va întâmpla ceea ce vă citesc aici, scrie de la versetul 27, unde Domnul zice, iată, voi veghea asupra lor ca să le fac rău, nu bine, grav. Să umble Dumnezeu să-ți încurce ițele. Încă un caz, spun în încheiere, toți de aici din Ieremia 38. Împăratul era sub asediu babilonian. În capitolul următor e un titlu luat a Ierusalimului. Îl cheamă pe proroc, e vorba de Zedechia, ultimul dintre împărați. Luat de Domnul în urgie, de stări, de supărare datorită păcatelor înaintea Domnului. Îl cheamă pe proroc și scrie aici de la versetul 14, a trimis după el și a zis, am să te întreb ceva, să nu mi-ascunzi nimic. Ieremia a zis, dacă îți voi spune, mă vei omorâ, dacă îți voi da un sfat, nu mă asculți. Știți ce l-a sfătuit? Supune-te împăratului Babilonului, plătește tribut, că vă lasă să locuiți în țară, va fi cruțată cetatea și rămâne templul în picioare. Nu a fost clar. Știți ce a răspuns Zedechia? Mă tem numai că o să mă batjocorească haldeii. Domnul spune, nu pățești nimic, ești tributar, rămâi vasal, dar nu ți se întâmplă nimic. Mă tem. Ori de ce nu putea să primească cuvânt? Scrie asta, citiți în istoria împăraților. Zedechia făcea ce este rău înaintea Domnului și lumina e numai pentru cel neprihănit. Ceilalți, ori le dă Domnul o prorocie să-i încurce, ori una bună și nu o pot crede. Ce ne rămâne de făcut? Să fim pocăiți noi și copiii noștri. Că asta prinde tare bine și la căsătorie și în viață și o să prinde mai bine când o să vină Domnul. Când Maranata ce l-au cântat frații o să se împlinească și o să fim cu el, slăvit să fie Domnul. Amin.